Ei, Doamne, ferește. Bine, mulțumim. Eu inițial am zis că astea să le așezați înăuntru. Hai, când o să le așezați înăuntru, o panoplie frumoasă. Când le așezați frumos pe o panoplie înăuntru, nu o să mai aveți nicio problemă. Nu mai plouă. Bună ziua! Asta a fost ideea. Gen de mare deschidere, să apiați înăuntru. Când plouă, cum o să faceți înăuntru o panoplie? Bună ziua! Ce faceți? Ce facem? Uite, am venit să deschidem Târgul. Foarte bine. Ce mărșoare, cum e? Mai bine aici, nu? Ei, mult mai bine. Nu se va pare, da? Și ca spațiu și... Dacă plouă ceva, cumva, cum faceți? Dacă plouă, vă spun eu, nu vă luați factorul în confort. Dacă plouă, frumos, da. La interior vă faceți o panoplie așa, da. Și le puneți acolo frumos. Da. Să văd foarte bine și la interior. Astea se strâng și vin mai aproape și o să vină exact. Asta nu le plouă. Asta, da. Deci astea vin să fac. Da, dacă e așa, putem să stăm așa. Da, cât e așa, e în regulă, nu e nicio problemă. Când plouă, îi băgăm înăuntru. Da, mulțumim mult. Fără corturi, că e prea frumos, așa, ca să picăm imaginea. Da, ia mai ia. Așezăm, ce? Vânzare bună. Să reportilați și pe Dragobeti, doamna, vedeți? Sus! Da, așa? Cum e voastră? E bine. La mine, vedeți. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Da? Cum e aici? Mai bine, nu? Mai bine! Când o să plouă, vă băgați la interior și faceți acolo frumos să facă cu ei ori. Da, speram să ținem de acolo. Na, mai... Da, nu mai frumos. Dar cu fric, e mingitor. Bună ziua! Produse cu lavandă, le-am reprofilat. Trebuie să bată aerul din parte, știi, ca să te dea pe spate. Da, dar să mergi în fața primăriei ca să mergi. Ați văzut imaginea, nu? Da. Da. E o idee. Avem un primar tânăr frumos în Grăiască. Dedicație pentru mâine. Cum e? Mai bine. Așa. Anul ăsta a fost așa, la anul ăsta. Trebuia să... Am deschis astăzi Târgul Mărțișorului, așa cum ați observat și dumneavoastră, o nouă locație și un nou concept. Mi-am dorit să avem parte de un comerț mai civilizat pentru a anunța această frumoasă perioadă a anului, începutul primăverii, care reprezintă până la urmă trezirea la viață a naturii, sentimentele cele mai frumoase și credem noi că e mai oportun a se realiza acest tip de comerț gândit astfel la aceste căsuțe, astfel încât atât comercianții, dar mai ales cumpărătorii, cetățenii municipiului Roman, să se poată bucura de condiții mai bune pentru a achiziționa aceste amintiri și aceste simboluri ale primăverii.